Bună seara, cred că sunteți surprinși că mă vedeți pe mine. Am o idee, cred eu foarte bună și foarte folositoare, despre o anumită rețetă care am postat-o acum 2 ani, dacă nu mai bine de 2 ani. E o rețetă de fursecuri care o făcut-o mama. Ele au fost foarte, foarte bune. Dar problema este că atunci eram la începutul canalului și am început o melodie pe asta și nu s-auzea bine ce a vorbit mami. Și ca norocul că am avut acea rețetă salvată în tabletă și m-am gândit că din cauza oamenilor care au fost foarte mulți nemulțumiți din cauza că nu s-auzea mami ce vorbește. Am zis că decât să șterg videoclipul ăla, pot să-l repostez și poate vă este folositor acum, că este o rețetă foarte, foarte faină de plăcințele din astea de Crăciun, care au făcut mami acum, cred că mai bine de 2 ani. Trebuie să mă uit pe tabletă să văd data. Și m-am gândit să o editez acum și să o postez astăzi. Acum e 9:20, nu, e o rețetă repostată, adică repostată. Deci a fost postată și o să repostez acum. Eu sper să vă placă și să fiți și dumneavoastră de acord cu mine că este o rețetă bună și na, am vrut să nu să piardă acea rețetă, acel video care multă lume a zis că nu aude nimic și dacă putem să facem ceva. Eu acum editez fără melodia care a postat-o Angie atunci, că acel video nu se mai poate face nimic, deci nu se mai poate scoate melodia. Și am găsit video-ul ăla în tablet, așa cum am uitat la video ce avem noi în arhiva noastră cu Natalia și îl postez acum. Ok, deci la video ăsta, după ce am terminat eu aici de vorbit, o să vedeți rețeta de acum 2 ani jumate, dacă nu mai bine. Trebuie să mă uit, nu știu exact. De fapt, nu poate să fie 2 ani jumate, ori 2, ori 3, că s-a postat înainte de Crăciun. Ok, seară plăcută, adică pentru mine e seară plăcută, pentru dumneavoastră vizionare plăcută. La revedere! Da, eu astăzi vreau să fac aluat fraged și vreau să vă arăt. Și asta ce e? Aluat fraged. Asta ce e? Aluat fraged, dar ce e acolo? Untură. Da, aia vrei să zici. Aia te da, pun aici un soare. Așa. Un soare de porc. Un soare de porc. Ca la țară. Noi facem, nu cu unt, nu. Punem untură. Deci un pahar de untură și un pahar de zahăr. Da. Fiți atente cum fac fetele mele, Mirela, Anca, Alisa, Denisa, Angie, toate. Vă Diana, uitați aici. Andreea. Uitați aici a fetelor cum fac eu. Și după aia face și voi. Acum incorporez bine, bine unsoarea cu zahăr. Zahărul. Tors. Nu-mi place să pun chiar să nu fie măcinat. E zahăr pudră. Da. Și acum o să-l fac puțin cu mixerul. Ca să fie așa mai pufos. Un mixer. Da, acum încep. Ia arată la fetele mele cum e aici. Așa arată acum. Și o să arate mai pufos după ce îl fac cu mixerul. Dacă vrei, o să închizi acum. Nu știu, dar știu,
Păi dacă tot de ce nu e bine. Ok. Așa. Uite, cam așa trebuie să arate. Mai pufos. Mai... Uitați așa. Uite. E ca o cremă. Vedeți? Așa. Acum am avut un nou spart de la spuma care am pus la aia cu mere de albini. La turte dulce. Turte dulce. Și îl pun aici. Gălbănușul ăla, că spuma am pus-o pe aluatul ăla care e cu mire de albin. Mai pun un nou, Angie, sau să-l las așa? Hai, mai pun un nou. Nu necesită, dar... Important. E destul un nou. Sau să mai pun. Dar numai gălbănușul. Da. Ui ce ouă. De la puichițe, de la bunica, țară. De la bunica lui Angie de la țară. Din Sofronia de la țară. De copt. Da. Să punem praf de copt. Praf de copt? Da. Să punem praful de copt într-un pahar, într-o cană. Da, eu acum îl pun aici, direct. Am făcut așa un pic de gaură. Okay. Și îl stâng. Și seamă după jumătate de portocale. Portocale, că n-am lămâie. Că dacă aș avea lămâie, aș pune... Ar fi mai bine, dar avea gust. Da, și asta. Și așa. Uite cum se ridică în sus. Așa. De portocală. Coajul de portocală. Da. Noi neapărat, fiindcă am eu câte mirodenii care pot să pun, esență și de naștere, hai să fie și asta. Așa. Așa. Esență de lămâie, de la Dr. Oetker. Da. Dr. Oetker. Pune și un pic de zahăr pudră și zahăr pudră cu vanilie. Tot de la Dr. Oetker. Asta e faptul bun. Și un strop numai. Rom. Da, dar numai un pic. Atât. Ok. Ai închis acolo la dubă? Nu. Așa, asta e turta dulce, scorțișoară, nucă deasupra, acum s-a făcut și acum... Altă dată o să arătăm și rețeta aia, E cam pretențioasă rețeta noastră. Trebuie neapărat arătat cum se face, cum se procedează. E foarte bună. Să le dăm culoare. Cu zahăr pudră. Cu zahăr pudră. Și uite, așa este fain. Turta dulce. Așa de dân jos, Angie, eu ar trebui să fac așa, știi? De atunci să le deranjez. Nu are nimic, dar...
dacă se deranjează. Mai pui așa peste, ca să facă peste tot. Uite așa, deci că o nins pe ele. Deci că e cu zăpadă. Păi și așa nu-i zăpadă afară. A, exact. Gata. Okay. Acum ne ocupăm aici. Tot ce-a trebuit. Deci au pus tot ce-a trebuit, numai acum trebuie făină. Da, dar mai punem un vârf de sare. Sare odată. Un pic de sare. Da. Atât. Uh-huh. Așa. Ok. Nu trebuie mai mult. Așa. Încorporăm cu sare. Deci am pus două gălbenușe, am pus o cană de zahăr, una de unsoare, am pus un praf de copt și punem făina. Făina acum cât cuprinde. Cât cuprinde, da. Deci nu e pretențios aici nimica. Asta e acum ce ne-a rămas de la Crăciun. Deci puteam să am eu puțină nucă măcinată să pun aici, dar nu mai am. Și astăzi puteam să-mi iau nucă, dar am uitat. Sincer, am uitat. Cam 200 de grame de făină, mai mult nu trebuie. Cam așa ceva. Da. Auzi cum pârâie, a luat ăsta. Auziți? Și cu asta am terminat. Gata. Așa. Punem făină pe planșetă și scoatem. Așa. Super. Îmi pare rău că nu o văd încă. Numai data viitoare, mai facem oricum. Trebuie să fie aluatul moale. Foarte moale. Moale, moale, moale. Da. Eu pun acum atât și gata. Se poate să iasă bine. Da. Biscuiții. Mai ce moale, uite. Mm. Uite. Da. Vedeți, fetele mele, Mirela, Anca, Alisa și Denisa. Și toate. Și toate la un loc. Să vedeți cum o făcut mami. Să faceți și voi. Gata. Am terminat și acum încingem. Avem noi făină alta. Îmi pare rău că nu-i Natalia cu mine, dar s-a dus la desene animate și m-a lăsat. Ea e cu desene animate. O stat aici când am făcut aia cu mere de albini, o stat, dar s-a plictisit fata. Da. Gata, Angie, putem să-i tăiem, să punem steluțele. Așa. Punem un pic de făină. Da, un pic de făină unde a fost turta dulce, că nu are nimic. Uite așa.
așa trebuie să arate. Da. Puteam să pun eu o hârtie, dar nici aia nu am mai avut. Sincer. Data viitoare. Da. Dacă nu aveți hârtie de copt, un pic de ulei sau unt, ungeți tava și puneți făină, o tapetați cu făină. Și se rezolvă. Da. Nu-i musai. La bunici. Exact așa făceau bunicii. Da. Unde-ți astea? Cu astea vrei? Cu alea. Da? Cu alea. Uite așa. Wow. A ieșit steluța. Uitați, fetelor. Și se topește în gură. Aoleu, încă cum? Facem numai steluțe, ce zici? Că vine anul nou, să vină da. Numai steluțe. Steluțe, steluțe. Și am și din aia cu gris. În frigidera e de la Crăciun, că n-a mâncat aproape nimeni. Că Angi numai vrea să-i faci prăjituri, dar nu prea să o omoară. E șmecheră să nu se îngrașă. Știi? Mamă pune să fac. Dar lasă că dacă prindem pe cineva, le îndupăm noi. Pe seară vine nașa lui Angi la noi și o servim. Și cine știe cine mai vine. Da. Și le servim. Chiar a ieșit fain. Super. Au ieșit steluțele. Îmi pare rău că nu am... Dar nu-i târziu nici mâine să mai fac o tură cu nucă. Angi, dragă. Și dacă vrei să fac și din alea la ante... coardă cu nucă. Da, da. Îți fac. Și filmăm. Să vadă să fetele mele. Da. Să arătăm. Da. Toată lumea. Cum se face. Să arătăm, să le facem poftă la fetele mele. Alea din Germania. Dar de când am eu așa să vină Denisa, să fac cu Denisa, știi? Dar nu știu când o fi aia. Dar aș vrea și îmi doresc să fac cu Denisa și cu Alisa. Este ușor. Da. Dacă îmi vede caseta asta, Marina... Uite, caseta asta... Să tai de acolo. Caseta. Nu da, așa. Se deci ta. Cine vede caseta asta? Nu, filmarea. Eu mi se ăla vechi. Da, după timpuri, timpul vechi, m-a luat cu casete video și din astea, da. Da, te rog frumos. Dar era mai fain înainte. Să tai de acolo. Că mă supăr pe tine. Atunci nu mai filmez altă dată. Fetele mele, o ieși bine? Super. Da. Acum la cuptor. Acum punem la cuptor pentru 10 minute. Am așa cuptor. 10 minute nu trebuie mai mult. La, să zicem, 180 de grade. Partea de sus și jos trebuie. Așa. Aici punem 170. Să zicem 170 e bine. Ok. Așa. Pune nylon din ăla, cum ți-am zis. Nylon. Vezi? Ciolofan. Nu, nu mai folie. Fac. Nu? Uite aici.
Nu, a pot să pun. A doua tavă mică, care a mai rămas. A mai rămas un pic de aluat, dar o să punem așa încet. Și aici faci foi de dulcinică, așa-i? Da. Ok. Asta îmi pare rău că n-am arătat cum să faci. Nu las, că data viitoare când mai faci, o să arătăm. Mai intră? Sper să nu se umfle și să se lipească una de alta, știi? Da, ce să fac? Lasă-le așa și când e gata tava aia mică, atunci mai punem încă. Uite așa. O să se strece. Ok. Uitați decorațiunile de Crăciun, care le-am avut de Crăciun, Crăciun a trecut acum, și mai anul nou, și uite așa au trecut sărbătorile. Trec foarte repede. Ăsta-i primul brad de Crăciun, mai avem încă unul mare în partea cealaltă și unul mai mic în cealaltă parte. Așa, avem și foc în șemineu. Așa, deci bucătăria noastră e decorată. Așa. Și steluțele noastre sunt în cuptor. Acum, cum se zice, loading. Se coace. Mai durează cam 15 minute, cred că. Cam așa ceva, 15 minute. Așa. Ok. Așa. Noi avem și un trandafirul japonez, globulețe, cu Moș Crăciun, așa, cu Moș Crăciun, așa a vrut fata mea. Uitați aici. Deci, e opera ei. Deci să știți că la noi există și așa ceva. Invenție să decorăm nu chiar bradul, dar și alte pomuri, cum se zice, sau afară. Avem un păr care e decorat, nu știu dacă se vede. Așa. Așa. Wow! Biscuit. Cum se zice? Da. Biscuit. Na? Gata? Da. Am terminat, fetelor. Vă arăt și cum a ieșit. Stăvălite în... Super! Fără da. Mâcioase da. Și foarte, 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 foarte crocante deci și faine. Deci biscuit, cum se zice... Pe românește. Pe românește, da. Deci așa arată gata. Biscuiții. Stăvălite în zahăr pudră cu aromă de vanilie și, cum să zice, vă urăm poftă bună!